Joi 23 martie, începând cu orele 16, iubitorii de cultură din Roman sunt invitați la Biblioteca George Radu Melidon pentru a participa la o nouă ediție a Conferințelor Ziarului Ceahlăul, pentru a participa la manifestarea intitulată Întoarcerea lui Vintilohoria, Creație și Destin, susținută de cunoscutul om de televiziune Marlena Rotaru. Expunerea va fi însoțită și de proiecția filmului documentar cu același titlu din serialul de televiziune Memoria Exilului Românesc, distins cu premiul Asociației Profesioniștilor din Televiziune. Aceasta, o serie ajunsă la a treia ediție a unor întâlniri memorabile, le-aș numi eu, cu personalități ale vieții culturale românești și în zilele următoare, în Neamț, și anume la Piatra Neamț Bicaz și Roman, va fi prezent o cunoscută jurnalistă de televiziune, scriitoare și documentaristă, Marlena Rotaru. Și îndoiala noastră este cu atât mai mare cu cât dumneai tocmai a primit un premiu important pentru activitatea pe care o desfășoară de 25 de ani, și anume a primit premiul pentru premiul de excelență pentru din partea Uniunii Autorilor și Realizatorilor Film din România la 16 martie. Deci, am putea să cotim că după ce a primit această recunoaștere, vine cu premiul la un Neamț, la noi. Și am văzut că juriul a spus că se acordă premiul de excelență pentru întreaga activitate și pentru împlinirea 25 de ani de la realizarea serialului de televiziune Memoria Exilului Românesc. Pentru că, trebuie să spunem, Marlena Rotaru este foarte cunoscută. În Neamț am constatat în mod real acest lucru, stând de vorbă și invitând oamenii. Este foarte cunoscută, deci, pentru serialul acesta Memoria Exilului Românesc și pentru Marlena Rotaru este un cunoscut om de televiziune care în 16 martie a primit din partea Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România premiul de excelență pentru întreaga activitate, dar și pentru împlinirea 25 de ani de la realizarea cunoscutului serial de televiziune Memoria Exilului Românesc și ca prezentatoare a unor programe culturale de televiziune. Marlena Rotaru a realizat și numeroase documentare și interviuri despre regele Mihai difuzate în cadrul emisiunii Ora Regelui. Înseamnă Marlena Rotaru, înseamnă foarte multe emisiuni, foarte multe seriale pe care eu le-am înșirat la un moment dat într-o invitație pe care o am dat tuturor nemțenilor și chiar celor din de lângă județul Neamț, dacă au posibilitatea să vină, pentru că spune o vorbă pe care o împrumut, nu este vorba mea, și anume orice flacără de la altă flacără se aprinde. Este valabil pentru noi acum, pentru că avem această șansă să o avem alături pe Marlena Rotaru și cred că a fost aceeași șansă pentru Marlena Rotaru care a fost preocupată și s-a aprins ca o flacără de la alte flăcări, mai ales de la cele care au ars în exil și știm cu toții că departe de țară, departe de casă, flacăra este mult mai intensă. Așadar, invit pe toți cei interesați. Din 1991 și până în prezent, Marlena Rotaru a realizat 150 de filme documentare și 58 de interviuri consacrate unor personalități marcante ale culturii românești, pentru care a fost distinsă cu numeroase premii și distinții acordate de instituții românești de prestigiu.